Salutare, dragii români! Continuăm astăzi seria de deșteptări inedite cu un gurmand rebel al Humuleștilor, un scriitor cu data nașterii incertă, dar care și-a făcut de-a lungul timpului loc în manualele școlare. Este vorba despre Ion Creangă, cel născut de două ori, după cum ne arată profesorul Gabriel Braic. El însuși mărturisește că s-a născut la 1 martie 1837, însă într-o condică de nou născut din Humulești, este specificat faptul că s-a născut la 10 iunie 1839. Parcursul său educațional trece prin mai multe localități, prin Humulești, Broșteni și Liceul Teologic din Socola. Deși mama lui și-a dorit să îl vadă îmbrăcat în straie preoțești, Creangă avea alte planuri. Cu un spirit rebel și boiem, din dorința de a schimba mentalitatea bisericii, ajunge chiar să fie răspopit. Mănâncă postul Paștelui în Vinerea Mare, Pască și Cozonaci. Ceea ce era interzis, trebuia să mănânce de post. Și mănâncă în înviere, de înviere, în ziua învierii, în duminica învierii, fasole goală. Îi plăcea să scurcircuiteze anumite reguli. Mergea la teatru. Și lucrul acesta nu era îngăduit de biserică pe vremea respectivă. Dar trage cu pușca în ciorile care se adună pe acoperișul bisericii Golia din Iași, trage cu pușca în ele, imaginându-și că ciorile acelea negre sunt popi care nu intră în grațiile lui. Momentul culminant a fost acela în care Creangă a devenit singurul preot tuns și ras din întreaga Moldova. Nici la capitolul căsătorie nu a excelat. Înainte să se căsătorească, prin Iași, întâlnindu-se cu un alt preot, prieten, părintele Ivanciu, acesta îi spune, la un moment dat, în felul următor: măi băiete, cât ai de gând să umbli teleleu? Ia însoară-te și tu. Și Creangă îi răspunde în felul următor: m-aș însura, dar n-am bani să mă însor, să fac nuntă. Și atunci preotul îi pune în mână un pitac. Era o monedă austriacă sau rusească, nu se știe exact proveniența, dar oricum de valoare foarte mică, undeva 2 bani. Și mergând pe gluma preotului, scuipă în monedă, în palmă, semn de afacere bună, și Creangă spune: să dea numai Dumnezeu noroc, de acum mă însor, părinte. Era foarte șugubăț, era foarte glumeț. Din nevoia de a fi hirotonisit, acesta se ia într-un final cu o fată de 15 ani, fiica unui preot din Iași, cu care nu face casă bună, așa că ajunge la despărțire. Nu se desparte însă de mâncare niciodată. Gurmandul Creangă a intrat în istorie cu un nume inedit. Junimiștii îl strigau Popa Smântână. El mărturisește că îi plăcea să linchească oalele cu lapte. Cu alte cuvinte, să ia smântâna adunată de pe lapte, în așa fel încât mama lui, când mergea în cămară, nu mai avea ce strânge, nu mai avea smântână, să o strângă deoparte, să o pună deoparte, el linchea oale cu smântână. Probabil că din motivul ăsta i se spunea Popa Smântână. Servitoarea lui îi făcea o mămăligă întreagă cu un crap, le mânca, apoi urma o oală întreagă de sarmale, o mânca pe toată, sarmale cu păsat, și nu încheia până nu servea și o găină friptă în țiglă. Pe lângă mâncare, Ion Creangă a mai fost urmărit toată viața și de o boală, epilepsia, care îl și răpune în 31 decembrie 1889, același an în care moare și bunul său prieten, Mihai Eminescu, despre care vom vorbi într-o emisiune viitoare. Până atunci, vă doresc deșteptare cât mai plăcută!